Bună, dragă Dora, ce faci? Sărut mâna, ce face să vă ajut să nu le dați pe scări? Ceva bun. Haideți să mergem acolo la canapea. Ce faceți? Cum sunteți? Ne mulțumim. Asta e slănina aia pe care am mâncat-o noi înainte de emisiune? Da. Din asta am tăiat, nu? Da. Vezi că eu cu Ciuca am mâncat o bucată mare, așa slănină bună, crede-mă că n-am mai mâncat de mult. Hai să luăm un loc și să ne povestești un pic, Dora, mai multe despre tine. Deci ce spuneai tu că e la tine acolo, de unde vii tu, pe primul loc? La Sein, ce-i pe primul loc? Pălinca. Avem pălinca de Sein aici. Foarte bine, două sticle, Ciucă, una eu, una tu. Vrei să facem concurs care o bea primul șat? Nu, nu. Sau nu merge toată deodată așa? Nu cred. Mama, veniți mai un pic așa ca să aibă loc și Dora. Mama e protectoare așa, nu? Nu. Mama, veniți și mai așa. Să ai loc acolo tu. Nu-i bine așa? Ba da. Ce faci? Ia, pe noi ne alin și pe noi. Mamă, și-ai adus cornulețe de-astea, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ne alin și pe noi. Cum ne alin pe noi? Domnul Măruțică. Măruțică, asta e, bă, Măruțică. Știi cine zice așa? Codrin, prietenul nostru, Ciucă. Da. Măruțică. Da. Codrin Roibu, am un prieten care așa zice, Măruțică. Iar pe Ciucă cum l-alinți? Pe Radu Ciucă, cum l-alinți? Îți vine... Răduțel. Ce faci? Pune-ne un pic așa să te cunoască oamenii și mai bine. Deci câți ani ai? 9 ani, a făcut în noiembrie. Deci mulți înainte. În ce zodie ești? Scorpion. Bravo tu! Sunt scorpionii, sunt foarte hotărâți, nu? Da. Mai ai frați, mai ai surori? Da, am un frate mai mic de 4 ani, va face martie 5. Bravo! Și te înțelegi bine cu el? Nu prea mă înțeleg, mai mult ne bate. De ce te enervează? Pentru că întotdeauna vine deodată la mine fără să-i fac nimica și mă împinge și mă bate, efectiv. Ăla micul de 5 ani? Da. Păi și nu i-ai zis că tu ești șef, așa că să nu facă chestiile astea? Nu zic chestia asta. Bravo, dar ai grijă de el, nu? Am grijă. La școală ai fost, ce au zis după ce te-au văzut la România au talent? Felicitări, bravo și... A fost superbă. Tu ești în clasa a treia, nu? Da, sunt în clasa a treia. Și te înțelegi bine cu colegii? Mă înțeleg bine. Nu cu toți, nu? Nu chiar cu toți. Eu zic să o ții pe drumul ăsta și cu muzica și să te învăți ceva. Trebuie să... Cunosc eu un doctor oftalmolog foarte bun care ne-a adus-o aici. A. O mănâncă la o masă. La lup. Masă? Da. Ba da, mănâncă la lup, la mare lup, câinele lup, nu? Da. Păi la mănâncă mult. Nu vrei mai bine unul micuț așa? Vrei lup tu, nu? Vreau să vă zic un lucru. Zim. Pe câinele lui mătușa mea îl cheamă Bobiță. Nu care m-a mușcat, e altul. E mai frumos decât cerăc. Da. Ăla care m-a mușcat. Și îl cheamă Bobiță. Și vrei să-i pui tu numele Bobiță? Nu știu, dacă e fată, îl pun numele și ăla. Bobiță, ca Bobiță de la România au talent. Da. Dar cum te-a mușcat câinele, că nu știu povestea. Adică am auzit așa în mare, dar ne zici tu? Deci mergeam la baie. Am vrut să merg în casă, că avem baie afară, la mătușa mea. Și m-am dus la baie de afară, că mi era rușine să mă duc în casă, vorba aceea. Păi de ce să-ți fie rușine tu? E poveste mai lungă, nu știu, așa. Ai vrut să fii doar tu singură, nu? Să nu te audă nimeni când te duci la baie, să fii tu, și? Și veneam din baie de afară și am vrut să merg în casă la fete și când era în... La verișoarele tale, nu? Da, la verișoarele mele. Și eram în camera aceea mică de baie și nu m-am auzit că o evada câinele din lanț. Nu știu cum s-o... S-o smulți. S-o smulți, da. Și am auzit că fuge câinele, am zis să nu ies din baie până nu-l prinde, că știam că mușcă. Și într-un final l-au prins, cam așa. Dar a apucat să te muște, nu? Nu a apucat încă, nu vă zic imediat. Da. Și ieșeam din baie și eu zis, dacă vrei poți să-l mângâi, cum să zic. Și l-am mângâiat odată, e bine, l-am mângâiat a doua oară, m-a mușcat. De unde? Ți-a rămas semnul un pic? De aici. A avut cusături, două cusături. Te-ai speriat tare atunci, nu? Da, dar partea bună, chiar am vrut să zic, că mergeam la spital și era seară.
Și eram la cabinetul medical unde mă coseau. Și în loc să plâng, am zis bancuri. Băi, n-ai cum. Păi și zici și mie un banc acum? Da. Ia, zi, ce banc știi? Cel mai tare banc al tău? E, nu, e scurt. Da. Și îl întreabă profesoara pe un copil și spune, ce este tatăl tău? Zice, e dentist agrar. Ce e? Ce e ăla? Că nu știu. Dentist agrar? Agrar, da. Și ce e ăla? Pune dinți la greblă. Am înțeles, la greblă, la da. Muncile câmpului. Da. Și mai știi și altul? Cred că știu. Ia mai zi. Știam și eu unul de la copii, că tot așa se certau doi copii și ne întreabă profesoara pe unul de ce e supărat. Și spune, păi, răducul mi-a mâncat plăcinta. Da. Și profesoara îl întreabă și a fost cu intenție? Nu, cu mere. Nu știu. Copiii mei spun mai bine bancul ăsta. Da? Cred că mi-am adus aminte. Și mai știu eu unul. Tu știi pe ăla de ce a trecut castravetele strada? Da, știu. De ce? Pentru că e verde. Bravo, normal. Bravo, normal. Și ce banc mai știi tu? Întreabă profesoara pe Vasile, ce este taică-tu? Cum? Bă, dar profesorii ăștia la voi toată ziua întreabă ce-i taică-tu? Curioși sunt. Că și pe ăla dinainte l-a întrebat unde lucrează tasul de dentist agrar. A, îl întreabă pe Vasile, ce este taică-tu? Îi grupa, nu se zice așa, lucră la... cum se zice, mami, că am uitat. Nu știu. Lucră la pământ, la ceva? La pământ. Bine, doamna, lasă așa, că nu știu cum se zice. Ionică, da, unde lucră taică-tu? Da, strânge gunoaie. Nu se zice așa. Lucră la pompe funebre. Funebre, ăla dinainte lucra la pompe funebre. Ăsta la gunoaie lucrează la salubritate. A, salubrizare. Așa. Da. Am vrut să zic așa. Și bine, doamna, nu mai contează, lasă că și așa e bine. Bulă, da, unde lucră taică-tu? Îi DJ. Ce-i? Ce ăla? Nu știu ce-i. E clopotar la biserică. Ia uite, bă, ciu, că nu știam că în weekend el e DJ. El? Da, e DJ. Da? Da, e DJ și clopotar la biserică în weekend la Orlea, la el acolo că merge. Nu, dar e DJ, uite, face muzică, DJ mic. Da? Da. Bă, tu ești foarte simpatică, mă, Dora, pe cuvântul meu de onoare. Ești în vacanță acum? Da, sunt în vacanță. Și cum e în vacanță? E fain, e mișto? Da, e fain, decât să mă trezesc la 7 dimineața, mai bine mă trezesc la 8. Ai dreptate, decât la 7 la 8. Și în vacanță ce faci? Păi ce să fac? Îmi fac toate temele. Prima zi de vacanță, așa am făcut joi sau vine la mate, cam așa. Joi, da, joi mi-am făcut odată tema la mate și am avut 3 pagini. Deci toate cele 3 pagini le-am terminat deja. Îți place matematica? Nu. Da. Nu-mi place deloc matematica. Nu s-a auzit. Stai liniștită. Știi cum e, dar fii atent cât de tare ești tu. Deci dacă ai teme acum, îți faci temele în prima zi și apoi toată vacanța e liber. Asta e șmecherie. Da. Nu e tare treaba asta? Ba da, e tare. Chiar dacă e obositor, prima zi să faci 3 pagini la mate sau nu știu câte la română, că la română ne-a dat mult. Pă. Și mi-a dat, cred că și la mate tu, sau nu mi-a dat. Mai zi-mi o dată, tu de unde ești acolo, cum se numește la tine? Maramureș. În Maramureș, dar de unde mai exact, că e mare? Din orașul Săin. Și cum e în Săin acolo? Că uite, eu n-am fost niciodată, vreau să vin și eu. E frumos. Păi, și... locuim lângă pădure. Deci, fii atentă. Eu știu 100% că am fost în weekend în pădure și au apărut toporașii și ghiocei. La tine au apărut? Nu cred că au apărut oricum. Păi, te duci să vezi. Deci, zi-mi ce mai e în Sein. Păi, nu știu ce mai avem orașe, dar chestia ce nu avem, m-au întrebat și la Cluj. Dar
aveți mall-uri în Sei și noi nu avem mall în Sei, cum ar veni, că aici am București 300 de mall-uri. E plin de mall-uri. Da, e plin. Și noi nu avem nici măcar un singur mall. Un singur mall să avem. Păi și tu dacă vrei să te duci la un mall, să te duci la un film, unde te duci? La Baia Mare. Știu. La Baia Mare? Nu, mami, la Baia Mare. Mă duc la verișoarele mele și ne uităm pe Netflix. Am înțeles, dacă vrei un film pe Netflix, dar dacă vrei la mall sau să te duci undeva, unde? La Baia Mare? Cât faceți până la Baia Mare? 27 de kilometri. Ha, Nu știu ce să zic. Zici tu, mulțumesc. Mulțumesc. Fii atentă. Știi ce? Știi vorba aia, iarna omul își face car și vara își face sanie. Înțelegi ce zic? Adică noi în vacanță când ești, vrem să-ți facem cadou și ție și fratelui tău un rucsac când începe școala cu penar nou și înțelegi ce zic? Ca să te duci și tu și fratele tău să aveți lucruri noi când începeți școala. Acum, uite, și aici penar, tot ce trebuie, creioane multe. Da. Ca să colorezi, da? Uite, astea vreau eu să pleci cu ele acasă. Ce zici de treaba asta? Mulțumesc! Nu, bine, bravo! Păi tu ai adus pălincă și eu nu-ți dau nimic. Asta ce dulceață e? Nu știu, de căpșuni, nu? Fii atent, tu știi că eu sunt specialist în dulcețuri. Hai să vedem dacă poți să-l deschizi. Cornulețele cine le-a făcut? Fii sinceră. Le-a cumpărat mami. De unde? Spune, le-a cumpărat de la cineva care le-a făcut, da, cu mânuța? Cu mânuța lui mami. Slănina asta e de la un porc făcut din... De la gospodăria noastră. Deci de la... Nu, ca... Deci asta este de prune. De prune, da. Ai văzut? Prune. Specialist. Nu, dacă n-am auzit, că deci, zi. În afară de cornulețe și dulceață, da? Toate sunt de la noi. Că dulceața nu a dat tușa mea. Lasă tu, bine că e de la tușa și nu e de la magazin. Și cornulețele tot tușa le-a făcut? Eu nu am făcut cornulețe. Nu, tușa, le-a făcut tușa? Nu știu dacă tușa le-a făcut, că nu le-a făcut tușa. Deci, hai să spun de ce mă luați așa. Eu când eram student, da, mi-am luat prieteni într-un weekend și am dus pe toți la munte la Moieciu. Da? Și am zis, bă, haideți să avem un weekend în care mâncăm bio, bem o pălincuță de asta bio, totul bio. Și mâncam. Și în fiecare zi eu la prietenii mei de acolo le spuneam, ia uite, ouă de la găina din curte. Se auzea găina, cut-cut-cut-cut-cut, perfect. Dădeam o vacă, ia uite, brânză de la vaca din curte. Bă, și eram avut și noi vaci, dar le-a vândut tati, că n-a avut ce să facă cu ele. Da, păi stai să vezi la mine. Că eu vedeam vacile acolo și mâncam tot și le spuneam la prietenii mei, ia uite, bă, v-am zis că avem weekendul ăsta totul bio aici la Moieciu, suntem, e totul senzațional. Perfect. Și duminică înainte să plecăm, mâncam ultima masă și plecam la București, la școală. Da? Și am zis, Doamne, unde stăteam noi în gazdă, de ziua, povestesc de acum vreo 20 de ani. I-am zis, rămâna, nu vă spărați, ne mai aduceți niște brânzică de asta bună și niște ouă. Și a zis, mamă, v-aș o aduce, dar e închis la magazin. Și a zis, păi cum e închis la magazin? Păi a zis că e închis la magazin, păi a zis, tu-i tot ce am mâncat aici? Da, mamă, e de la magazin, că au făcut magazin și la noi în sat. Și atunci mi-am dat seama că nu era nimic natural. Da. Da. Uite, îl vezi pe băiatul ăla acolo cu cămăși în mână? Care? A, da, îl văd. E Cătălin Oprișan. Da. Cătălin, da. Doar atât vreau să zic. Poți să intru acum sau mai stau puțin? Eu vreau doar să vii să guști și vină și cu o brișcă la tine, ca să vezi cum e slănina asta mâncată înainte de vizite. Bă, băiatule, să-ți dea Dumnezeu, Doamne, sănătate. Ajută. De fapt, să ne dea nouă. Da, nouă. Și ficat. Da. Poftim? Și ficat. Și ficat, am băgat și tot ficat. Ce trebuie, foarte frumos. Să nu plece frumos. Cineva cu ele. Nu fuge nimeni. Lasă-le acolo rămâne. Legate de bani. Acu viu, mă schimb și intru. Perfect, iată. El vine la noi la emisiune, e foarte simpatic. Da. Și el, uite-te la el, mănâncă numai fructe de mare, doar pe afine și pe... Și de coteț. Pe afine și pe zmeură. Da? Da, da, e bio băiat. Da, e bio băiat. E bio, e bio, da. Lasă-l așa să creadă fata. Da, da. Unchiul e bio. Perfect. Da. Bun, Cătălin, imediat pregătim ceva bunic, bunicel. Dar până atunci, Dora, ne cânti? Da. Bă, ești foarte frumoasă, ești foarte talentată, îți doresc multă baftă. Mulțumesc. Și să ajungi cât mai departe, să câștigi și premiul România au talent, să ajungi mare în viața ta, da? Da. Dai voie să te îmbrățișezi? Da. Haide tu să te îmbrățișezi. Așa, și îți mulțumesc mult de tot. Măruțică! Da? Și dacă vrei să-i saluți pe toți cei de la școală care sunt în vacanță, mai zi o dată, cum se numește școala?
Școala. Școala ta, unde ești tu? Școala? Școala numărul 1. Din? Din Sein. Deci școala numărul 1 din Sein e salutată. Să aveți grijă de Dora, vă pupăm pe toți. Iar Dora, acum iei microfonul și ne cânți. Ce ne cânți tu? Cât e Dorul mă conjoară. Hai, lasă-mă, cât e te înconjoară? Zi multe, nu? Nu știu. Păi Dorul de colegi, Dorul de casă, Dorul de prieteni, de verișoare. Nu? Păi cât e Dorul? Păi Dorul, nu-i Dorul Dor, adică când ți-e dor de cineva? Nu mă refer la Dorul. Dar la ce? Păi la Dor, adică nume de băieți, cum ar veni. Aaa, tu te referi la Dorul? Da, Dorul. Nu la Dor. Nu la Dor. A, eu mă gândeam că tu o să pleci la Maramureș și o să fie Dor de mine, dar nu așa. Tu la Dorul te referi, nu? Da, Dorul. Bine, perfect. Îți, îți dă microfonul, ia-l și haide să cântăm, te rog frumos. Mulțumim mult de tot, Dora. Să ai succes, să ai baftă și te mai așteptăm, da? Să rămână mama. Perfect, stai să te pregătesc aici. Ești bine? Da, sunt bine. Bravo, hai. Să faci, să cânți frumos, da? Da. Maestre, banda! Foarte frumos și vreau să vă spun, oameni buni, că Dora a cântat live, da? A cântat live și vă mulțumește mult, foarte multe mesaje ai primit. Ești minunată, să ai baftă și te mai așteptăm, da? Da. Te pup. Noi revenim după o scurtă pauză de publicitate. Tate.